Pericol aproape de gara din Drobeta Turnul Severin, un angajat al CFR-ului a observat că din mai multe vagoane încărcate cu benzină se scurge combustibil și a dat imediat alarma. Inspectoratul pentru situații de urgență a mobilizat acolo forțe impresionante, având în vedere riscul major. Un angajat al CFR și-a anunțat superiorii că din mai multe vagoane ale unor garnituri se scurge combustibil. Toate erau încărcate cu benzină și se aflau la aproximativ 300 de metri de gara din Drobeta Turnul Severin. Imediat a fost anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență, care a trimis acolo mai multe autospeciale de lucru cu apă și spumă, iar jandarmeria și poliția au blocat accesul de la câteva străzi distanță în jurul zonei respective. Dată fiind gravitatea situației și pericolul major, toată activitatea în gară a fost oprită. La locul evenimentului s-au deplasat de urgență mai multe echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnul Severin, care au intervenit prompt pentru asigurarea măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor. S-a constatat la locul evenimentului că existau scurgeri minore din trei vagoane cisternă ale unei garnituri de tren. Pentru asigurarea măsurilor de protecție și îndepărtarea oricăror riscuri, cele trei vagoane au fost îndepărtate din gara din municipiul Drobeta Turnul Severin și garate într-un terminal petrolier specific. Angajații de la CFR au decuplat cele trei vagoane și au tras de restul garniturii pentru a le izola. Totul s-a făcut contra cronometru. Cu aparate de măsură s-au făcut determinările respective, s-a stabilit distanța și perimetru în care nu există pericol și ulterior s-a luat măsura ca acele vagoane unde existau scurgeri să fie deplasate sub control la acel operator economic care urmează să le descarce și să le îmbarce către destinatar. Deci la acest moment sunt în gară doar acele vagoane, acele cisterne care nu prezintă pericol. Celelalte au fost izolate și duse într-un loc sigur. Vagoanele au fost scoase din zonă și au fost duse într-un terminal petrolier pentru descărcare. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a afla cum de a fost posibilă scurgerea benzinei din vagoane.